Aș permite să vă contrazic în final. Cred dimpotrivă că ține de calitatea persoanei care în fruntea unei țări pentru ca lucrurile bune sau cele rele să fie scoase la suprafață din populația țării. În clipa în care ai în vârful țării o putere coruptă, doliul care se așează în sufletul nostru, felul în care ni se retrag energiile, dorința de a înfăptui, orizontul, speranța, toate astea dispar. Dimpotrivă, când ai senzația unei figuri luminoase care îți permite să-ți pui în valoare tot potențialul ființei tale individuale, lucrurile se schimbă. Deci nu e chiar indiferent dacă personajul care apare acolo e salvator sau nu, în sensul acesta. Pentru că salvează partea bună a fiecărui individ. Eu sunt convins că un om care conduce o țară poate să selecteze tot ce e mai rău sau mai bun din noi. Pentru că în toți există în cantități diferite binele și răul care așteaptă să iasă la lumină. Comunismul a scos din noi tot ce era mai rău. Și acești 25 de ani la fel. De o săptămână încoace am senzația că societatea noastră capătă pâlpâiri de luminozitate pe care nu le avea. Și că lumea la târg, credeți-mă că am o ureche pentru cum arată publicul care vine în fiecare an aici, este prima oară unul luminos, senin și care vine cu o senzație de comunitate pe care nu o avea până acum. Târgurile până acum erau insule în care oamenii își strângeau speranțele pentru că nu aveau unde să le investească în altă parte. Acum am senzația că este pur și simplu o sărbătoare înăuntru unei sărbători. Și asta e bine. În al doilea rând, mi-a plăcut enorm ce a spus domnul Lucian Boia despre Regina Maria. Ideea că un istoric care încearcă din răzputeri să fie rece și distant clachează în fața unei figuri istorice pe care nu poate, în care nu poate să facă un obiect pur și că se umanizează și devine subiect și subiectiv, că devine subiectiv și e pe cale să creeze un mit, asta tocmai din partea celui mai mare destructurator de mituri din istoriografia română, mi se pare ceva splendid. Pur finir în bote, să termine domnul Boia cu mitul Reginei Maria. Asta ar fi un lucru grozav. Cam asta cred că ar fi de spus în încheiere. Reiau, am impresia că trăim în spațiul cultural una în Boia. Cărțile pe care le-a scris domnia sa au venit într-un ritm neplauzibil pentru un autor, iar anul ăsta, pe lângă cărțile proprii, Războiul Mondial, Primul Război, apoi Balcicul și acum Suveranii, dublat de editarea a două cărți, Jurnalul Agentului, Dosarele Secrete ale Agentului Anton, în speță dosarul din Arhivele Securității a lui Petru Comarnescu și acum Jurnalul Reginei, care e o capodoperă, toate astea în jurul făcute prin efortul unui singur om. Îi mulțumesc, sunt foarte mândru să colaborez cultural cu un asemenea personaj. Autografele se dau la masa din stânga mea, din dreapta dumneavoastră și îi doresc succes domnului Boia să facă față.